Noapte de coșmar în Seul, capitala Coreei de Sud. Peste 150 de oameni au murit, iar alte sute sunt răniți după ce o mare de tineri s-a călcat în picioare pe stradă la o petrecere de Halloween. Oamenii se distrau într-unul dintre cele mai populare cartiere din oraș când s-a produs o busculadă. Bilanțul, din păcate, crește de la o oră la alta, iar poliția anunță că peste 3.000 de persoane sunt date dispărute la ora aceasta. Președintele țării a decretat o săptămână de doliu național. Vă avertizez, urmează imagini și informații care vă pot afecta emoțional. O sută de mii de oameni au umplut străzile din centrul capitalei ca să participe la cea mai mare petrecere de Halloween fără restricții de la începutul pandemiei. Haosul s-a creat când au apărut zvonuri că la un bar din zonă ar fi venit o vedetă locală. Mulți tineri s-au grăbit să o întâlnească, așa că o mare de oameni s-a înghesuit umăr la umăr pe o stradă îngustă în pantă. Când cei care se aflau în partea mai înaltă s-au împiedicat și au căzut, i-au dobărât pe toți ceilalți care la rândul lor i-au strivit pe cei din fața lor. Martorii descriu scene înfiorătoare. Actually, I saw so many like the people lie on the street. Peste 400 de salvatori și polițiști cu 140 de ambulanțe au intervenit la locul tragediei. Echipajele de salvare au venit și din restul țării. Imagini de coșmar arată saci cu cadavre, zeci de victime resuscitate în mijlocul străzii sau lucrători ai serviciilor de urgență care încearcă să scoată oameni de sub alții. Răniții au fost transportați la spitalele din apropiere. Pentru mulți însă a fost prea târziu. Autoritățile spun că cele mai multe victime sunt tineri în vârstă de 20 de ani. Cum la petrecere participau și străini, printre morți se numără și 19 turiști din China, Rusia, Statele Unite, Franța, Australia, Vietnam, Sri Lanka sau Austria. Președintele Coreei de Sud a declarat doliu național timp de o săptămână și a transmis condoleanțe familiilor victimelor. Oseopam Halloween-ul 맞은 서울 한복판에서 일어난서는 안 될 비극과 참사가 발생했습니다. 불의의 사고로 돌아가신 분들의 명복을 빌고 부상 입은 분들이 빨리 회복되기를 기원합니다. 저는 사실 할로윈이 뭐 좀 축제의 분위기도 하고 좀 많은 사람들이 유흥을 즐기러 오는 거리이기도 한데 오늘 같은 președintele Iohannis și ministrul de externe Bogdan Aurescu au transmis pe Twitter mesaje de condolențe. Busculada din Seul este cel mai mare dezastru petrecut în Coreea de Sud de la naufragiul unui feribot în 2014 care s-a soldat cu 308 morți.